Da pe Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus Hristos și puterea Duhului Sfânt de acum și pe veci. Amin. Spunea cuvântul prin poet, te laud, Doamne, te preamăresc. Am dorit dimineața zilei de astăzi să laudăm numele Domnului, pentru că dacă suntem în locul acesta, suntem căci Dumnezeu s-a îndurat de noi, ne-a binecuvântat cu viață, cu sănătate. Și așa cum spune omul Dumnezeu, Ieremia, ce mă face să mai trag nădejde este că îndurările lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu nu s-au sfârșit și nu au ajuns la capăt. De aceea merită dimineața aceasta să venim cu jertfă de mulțumire, potrivit cu psalmistul care spune că cel ce aduce ca jertfă mulțumiri, acela mă proslăvește pe mine. Și mai departe spune cuvântul Domnului, și acelui ce veghează asupra căii lui, îi voi arăta mântuirea. Doamne, ajută-ne să veghem în ziua de astăzi. Cât vei îngădui să trăim în trup pe pământul acesta, dă-ne putere de veghere și Domnul să ne binecuvinteze. Voi da citire din Isaia, capitolul 42, după care mergem cu toți înaintea Domnului în rugăciune și venim cu rugăciune de mulțumire cu toată biserica și mulțumim Domnului că până aici ne-a purtat de grijă. Amin. Iată robul meu pe care îl sprijinesc, alesul meu în care își găsește plăcere sufletul meu. Am pus Duhul meu peste el, el va vesti neamurilor judecata. El nu va striga, nu își va ridica glasul și nu-l va face să se audă pe ulițe. Trestea frântă nu va zdrobi și mucul care mai arde încă nu-l va stinge. Va vesti judecata după adevăr. El nu va slăbi, nici nu se va lăsa până va așeza dreptatea pe pământ și ostroabele vor nădăjdui în legea Lui. Așa vorbește Domnul Dumnezeu care a făcut cerurile și le-a întins, care a întins pământul și cele de pe ele, care a dat suflare celor ce locuiesc și suflet celor ce merg pe el. Eu, Domnul, te-am chemat ca să dai mântuire și te voi lua de mână, te voi păzi și te voi pune ca legământ al poporului ca să fii lumina neamurilor, să deschizi ochii orbilor, să scoți din temniță pe cei legali și din prinsoare pe cei ce locuiesc în tuneric. Eu sunt Domnul, acesta este numele meu și slava mea nu voi da altuia, nici cinstea mea idolilor. Iată că cele din tine lucruri s-au împlinit și vă vestesc altele noi. Vi le spun mai înainte ca să se întâmple. Amin. Cu toții să mulțumim.